Vom face niște ciuperci. În primul rând vom învăța cum să le rupem în două, le spălăm coada. Niște ciuperci frumoase. Mari, uitați-vă ce frumoasă e asta. Iar cu cozile, vă voi arăta imediat ce se poate face. Am rămas cu cozile. O să vă arăt ce se poate face cu cozile. Unii spun să facă ciulama, eu nu fac ciulama. Eu fac o salată și chiar îmi place. Le-am tăiat partea aceea cu pământ. Și le toi mai mărunt. Așa cum v-am spus, le tocăm mai mărunt. Am cat și pe lângă. Un cățel de usturoi. Care se pune pe fund. Se presează cu usturoi. Și uitați-vă ce repede se curăță. Este gata. Îl mai presăm o dată. Și începem să-l tocăm. Pentru că vrem foarte mărunt. Nimic în plus, amestecăm. Două ore la frigider.